Condițiile impuse de o capitală europeană pentru accesul în baruri și restaurante i-a determinat pe mulți tineri să-și tatueze pe braț codul QR emis după vaccinare sau după trecerea prin boală, scrie presa internațională. O companie de tatuaje oferă oamenilor posibilitatea să-și tatueze temporar codul QR. Tatuajele temporare cu codul QR care demonstrează că s-au vaccinat împotriva COVID-19 sau au fost testați negativ sunt oferite de o companie de tatuaje, Evering Tattoo, în colaborare cu o companie care livrează mâncare, Delivery Club. Ideea a fost pusă în practică imediat ce autoritățile ruse au anunțat că intrarea în restaurante, baruri și cafenele se poate face doar pe baza unui pașaport sanitar emis cu adeverința de vaccinare sau cu un test PCR negativ. Moscova a apelat la aceste măsuri restrictive care au intrat în vigoare la finalul lunii iunie pentru a împiedica răspândirea noii variante a coronavirusului. Astfel, tatuajele cu codul QR îi vor scuti pe moscoviți de efortul de a avea telefoanele la îndemână, scanarea putând fi realizată direct de pe braț. Am vrut să facem mai amuzantă prezentarea codurilor QR în locațiile din oraș, au precizat de reprezentanții Delivery Club. Un astfel tatuaj costă 560 de ruble, adică aproximativ 8 dolari, iar amatorii au posibilitatea de a alege între 6 modele, între care unul cu flori și un altul pe care scrie în traducere "Cred în tine". Tatuajele sunt temporare, îi țin aproximativ 2 săptămâni și pot fi comandate online. Reprezentanții companiei au precizat de asemenea că scanarea codului QR trebuie să fie însoțită de un act de identitate.